Bună seara, bine ați revenit. Așa cum vă promiteam săptămâna trecută, vedem partea a doua din povestea lui Marius Ghidel. Recunosc cu sinceritate că este o poveste absolut fabuloasă. Nu am întâlnit pe nimeni niciodată care să poată să vorbească despre trecut și despre viitor, care să poată călători în timp cu atâta ușurință, care să vadă, să fie martor cumva în aceste călătorii la facerea lumii și care, iată, cineva care l-a văzut pe Dumnezeu strând pe tron și văzându-l fizic, adică văzându-i chipul. Suntem în aceeași formulă ca și săptămâna trecută, Maria Timuc, terapeut și scriitor, Marius Ghidel, autorul cărții Sangrila. Bună seara din nou! Bine v-am regăsit, ca să zic așa. Eu nu m-am săturat săptămâna trecută, drept pentru care, Marius, ține microfonul aproape de gură, te rog. Știu că e ceva material cu care tu nu ești obișnuit, însă telespectatorii trebuie să te audă foarte tare și foarte clar. Atunci când povestești experiențele pe care le-ai avut, ai rămas dator să-mi spui dacă există sau nu reîncarnare. Da, există. Eu am văzut doar două situații din trecut. Una când, mai aproape de zilele noastre, când am fost un poștaș și este interesantă, cred că aveam în jur de 60 de ani, am venit acasă, era o casă care era vagon, se intra dintr-o cameră în alta, am intrat în sufragerie și atunci am simțit că o să mor. Și aveam o fată, i-am strigat bine repede că mor, adu-mi o lumânare, până a venit și să înțeleagă despre ce vorba, a trecut un timp, mi-am dat seama că nu mai am timp pentru că tunelul se apropia de mine. Am dat repede de pe masă toate lucrurile jos și m-am urcat pe masă. Și atunci am văzut cum a venit tunelul deasupra capului meu. E un soare atrăgător în spatele tunelului și o stare de iubire care te atrage și nu te poți opune. Și atunci am ieșit pe gură, am mai stat deasupra corpului meu un timp, între timp fata mea căuta chibritele, găsise lumânarea, dar nu găsea chibritele, le-a găsit, dar deja eu plecasem. Probabil că flacăra lumânării ajută la ieșirea sufletului din corp. Asta este o întâmplare. Iar a doua, eram cumva un preot undeva în Egiptul antic, stăteam deasupra templului și la sfințit, mă uitam la sfințit, la soare și m-am dus după ce am coborât, am intrat în templu și m-am luat pe nepregătite. Cred că a fost un atac de cord, a coborât repede tunelul acela și în minte mi-a trecut doar lucrul acesta. Uite mă, o viață întreagă, eu i-am ajutat pe alții, dar nu am reușit să mă înving pe mine. Deci nu mă simțeam împlinit. Și atunci am ieșit pe culoarul acela și am plecat dintr-o. Acum remarc un lucru și recunosc că nu m-am gândit la el până în acest moment și remarc două feluri de vieți anterioare despre care vorbește Marius Ghidel. Despre vieți anterioare în forma fizică, ca ființă umană aici pe pământ și despre nenumărate vieți anterioare în formă spirituală. Iată, abia acum eu însă îmi dau seama, chiar dacă i-am scris și prefața cărții, îmi dau seama de diferența dintre aceste două experiențe care sunt cu totul și cu totul diferite. Una este cea fizică, corporală, ca ființă pe pământ, ca ființă care a trăit în trup și altele nenumărate experiențe despre care vorbește el, cele în formă spirituală. Apoi, mai este ceva interesant, Marius Ghidel are experiențe de ieșire din corp. Amintirile sunt o formă de experiență despre care vorbește și pe care le are și despre care vorbește și în carte, iar ieșirile din corp sunt un alt tip de experiență. Aceste ieșiri din corp nu sunt unice în lume. Există în America, de exemplu, un întreg institut, se numește Institutul Monroe, înființat de un domn care se numește Robert Monroe, un domn care, la fel ca Marius Ghidel, a avut spontan, fără niciun fel de pregătire și exercițiu, ieșiri din corpul fizic, s-a văzut pe el deasupra și ca o consecință
acestor experiențe fantastice pe care le-a avut, a înființat un institut de cercetări. Acest domn Moro m-a ajutat foarte mult pe mine să îl accept și să-l înțeleg pe Marius Ghidel. Am citit parte din scrierile lui Robert Moro în acest scop. Deci, ieșirile din corp, Marius Ghidel le are spontan, el nu le face ca pe un exercițiu, deși sunt nenumărați autori care spun că se poate face și așa, că putem să și învățăm să deci ieșim din corp. Deci el are involuntare, Marian. El, da, Marius Ghidel le are de la sine. De exemplu, Marius Ghidel povestește și în cartea Frumusețea fără marginea divinului, Shangri-La, că este, merge pe scările rulante la metrou și deodată iese din corp prin vârful capului. Prin vârful capului relatează mulți, foarte, foarte mulți oameni care au avut asemenea experiențe și e foarte interesant că majoritatea oamenilor au experiențe de trecere în lumi paralele, așa cum le spune Marius Ghidel. Tu când ai, când te decorporalizezi, Marius, cu trupul tău fizic, spunea Maria că ți se întâmplă când ești la metrou, cu trupul tău de aici, de pe pământ, fizic, nu se întâmplă nimic, adică nu ești în pericol? Cum nu înțeleg? Eu nu ba înțeleg. Da, 15, în 15 minute te poți întoarce. Peste 15 minute nu te mai poți întoarce. Adică ai uitat vreodată la ceas, timpul curge la fel de unde nu, știi că 15 minute? Nu, cineva acolo sus are grijă și te trimite înapoi. A, te trimite înapoi. Da. Dar corpul îngheață prea mult și nu mai poate să-și refacă funcțiile. Și tu pleci involuntar, adică ți se întâmplă ca mergând pe stradă să vezi ceva sau să absolut gândești involuntar. Ceva? Absolut involuntar. Absolut involuntar. Nu am făcut niciodată meditație sau alte lucruri, niciodată. Și te duci de fiecare dată în locuri diferite, Marius? Da, trebuie să existe totuși un suport. Poate să fie un miros sau cuvânt, un suport fizic care te duce în planul. Spre exemplu, am avut o experiență interesantă. Am fost în excursie în Serbia, Bosnia-Herțegovina și la un moment dat a trebuit să ajungem la un oraș, Mostar se chema, nu începuse războiul în Iugoslavia, cu autocarul și ne-am oprit la 20 de kilometri distanță de oraș. Și era o benzinărie acolo. Toată lumea a coborât la benzinărie să-și ia ceva și eu am rămas în autobuz, dar am coborât și eu cu o doamnă mai în vârstă. Oamenii mai în vârstă sunt puțin decuplați, desfăcuți, ca să poată să iasă ușor din corp. Și ești mai sensibil la lucrurile acestea. Când am coborât din autobuz, se simțea în aer miros de praf de pușcă. Și am întrebat-o, doamnă, simțiți ceva în aer? Da, miroase aproape de pușcă. Bine. Însă s-a dus și ea după ceilalți și m-am dus spre în spatele benzinării, unde era un câmp. Și la un moment dat aud un scârțit puternic de camion lângă mine. M-am întors și era un camion militar. Din cabina a coborât comandantul, țipa la soldat să dea jos niște lăzi foarte mari cu obuze. După care, când m-am întors, deci la început n-am văzut nimic pe câmp și când m-am întors am văzut obuziere aliniate în spatele benzinării și niște comandanți care țipau la soldați să tragă în oraș. Nu erau convinși și nu erau hotărâți să facă lucrul acesta pentru că era vorba să omoare semeni de-ai lor. Și unii refuzau, un comandant a scos și pistolul să-l amenințe. În sfârșit, după aceea m-am întors. Când m-am întors, am văzut autocarul. Dar dispăruse toată scena respectivă. M-am urcat în autocar, i-am întrebat pe ceilalți dacă au simțit ceva în aer sau dacă au văzut ceva, n-a văzut nimeni nimic. Și după aceea, după un an de zile, ca din întâmplare, am dat drumul la televizor, exact când era telejurnalul și la telejurnal am văzut exact aceeași scenă și camionul și comandanții și tunurile care trăgeau în oraș. Am onoarea să-l am în această seară alături de mine pe domnul profesor Dan Farcaș. Este doctor în matematică și membru al Academiei de Științe Medicale. Este cel care a fost prezent la lansarea cărții Shangri-La, cartea lui Marius Ghidel, și cel care să ne explice câteva, hai să zicem, lucruri medicale, științifice și o să ne spună părerea avizată a domniei sale despre fenomenul Marius Ghidel. Există niște cazuri care seamănă cu ce a văzut sau ce povestește Marius Ghidel.
Și eu am spus, atenție, el a povestit următorul lucru. Sunt 2000 de alte cazuri în care au fost repetate aceleași detalii pe care el le spune. Care și ar fi detaliile, domnul Sud? Dați-mi câteva exemple. Dau un exemplu, foarte... De pildă, el la un moment dat se vede întins pe o lespede de piatră sau așa ceva, paralizat, și în jurul lui niște persoane făceau niște operații asupra lui, aparent fără să-l atingă. Ei bine, există mii de astfel de cazuri care povestesc că am fost întins pe o lespede, eram paralizat și în jurul meu erau niște ființe care se aplecau asupra mea, etc. Deci, am dat un exemplu. Evident, el este scos din context, el este incredibil. Da, corect. Alt exemplu. Spune că stătea pe balcon, fiind copil la 11 ani, picta ceva și dintr-o dată s-a văzut ieșind din corp și plecând undeva. Alte sute de mărturii de oameni care s-au văzut ieșind din corp și corpul rămânând acolo. Și ei făcând o călătorie, sunt cazuri, sunt și cazurile acelea de împreajma morții clinice. Da, așa este. Care sunt înrudite. Se întâmplă până la un punct, da. În toate aceste cazuri, persoana poate povesti că a fost acolo, a văzut niște lucruri care pot fi verificate, s-a întors și dacă se verifică aceleași lucruri, sunt... Deci, există un caz cu un fost deținut român, politic, care, stând în închisoare, ieșea din corp și se ducea să-și viziteze rudele. De Arsenie Bocavă, la Arsenie Bocavă, nu, referiți, la altcineva. Scapă numele acum. Dar și la Arsenie Bucare la fel, domnul profesor. Exact, dar da. Vorbesc de un deținut politic, un fost înalt ofițer de poliție, care după război imediat a fost luat de comuniști și arestat. Și spune că a încercat să atingă lucrurile, a ajuns la rudele lui, îi vedea în jurul mesei cu o sticlă, cu un pahar, mâna trecea prin și respectivii nu îl vedeau. Dar ulterior, venind la vorbitor, el a putut povesti, v-am văzut acolo cu tare, cu tare. Sunt cărți scrise pe tema asta. Deci, astfel de cazuri există. Mai sunt, el povestește că, de pildă, că a văzut, și sunt câteva cazuri, a văzut lumea schimbându-se complet în jurul lui. Dintr-o dată s-a făcut liniște, nu se mai auza niciun zgomot, de unde înainte fusese zgomot, a văzut niște OZN-uri, după care, brusc, a revenit totul, am primit nu demult din Germania o scrisoare la asociația noastră ASFAN, Asociația pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate, în care îmi povestește același lucru. Ce era un zgomot formidabil, dintr-o dată s-a lăsat liniștea, am văzut niște OZN-uri și dintr-o dată a reînceput zgomotul. Deci o scrisoare pe care am primit-o, dar sunt zeci și zeci de astfel de cazuri. Și ele chiar au un nume. Au fost denumite de către o britanică prin 79-80, factorul Oz. Este ca și cum te transpui. Deci sunt fenomene care se întâmplă, se raportează. Mi l-a spus și Ghidel. Și am spus, da, uite, încă un caz pe care mi l-a confirmat. Deci omul merge pe niște situații pe care eu le cunosc din alt context. El îl vede și pe Dumnezeu. Da. Printre puțini, dacă e să ne luăm după ce scrie în carte, domnul profesor, asta scriu și telespectatorii pe Facebook, al vedea pe Dumnezeu nu este cu putință oamenilor.
și intrăm un pic în contradicție cu Scriptura. Eu nu sunt un, știu eu, un fanatic al Scripturii. Eu cred că Scriptura trebuie interpretată, nu ad litera. Dar aici aș da dreptate Scripturii. După câte le știu, n-avem acum timp să le discutăm. Există un principiu, undeva, care nu e cu putință a fi văzut de noi, care ni se înfățișează sub diverse forme. Dar această înfățișare depinde foarte mult de inconștientul nostru colectiv. Eu, inconștientul colectiv de care vorbea Jung. Da. E un inconștient colectiv pe care, nu intru în detalii pentru că iarăși nu avem timp, CIA-ul și informațiile din armata americană le-au folosit pentru spionaj. Deci, cu anumite abilități poți accesa inconștientul colectiv care este peste tot, vede totul. Și accesând, poți instantaneu să ai, să vezi tot ce se întâmplă, oriunde, inclusiv în timp. Se pare că acolo se înregistrează niște lucruri și din trecut. Poate altă dată discutăm. În cazul acestor epifanii, un ufolog american, Jacques Vallée, a scris mai multe cărți trăgând paralele între aparițiile Fecioarei Maria și apariții OZN. Deci, nu știu câte detalii care se repetă și în cazurile acestea și în cazurile celelalte. Care ar fi detalii, domn profesor? Că pare un pic ciudat să... Da. De pildă, brusc se face mai frig. Cade o ploaie și oamenii nu se udă. Se vede o lumină care coboară ca o frunză căzătoare. Și așa mai... Sunt detalii destul de fine și unele dintre ele nici nu sunt menționate, sunt, rămân în dosarele investigatorilor, dar e interesant că investigatorul descoperă că au fost menționate și dincolo. Ei bine, eu am încercat să văd într-un anumit context dacă aceste lucruri există și în România. Pentru că acest Jacques Vallée avea nu știu câte cazuri de apariție ale Fecioarei Maria, în general din zona catolică. Ei bine, în România nu există, sau există o excepție care confirmă regula undeva în Ardeal, nu există apariția ale Fecioarei Maria, ci numai ale unui moș cu barbă albă. Dintr-o dată îți pui întrebarea de ce? De ce acolo apare Fecioara Maria, da, sistematic, Medjugorje, nu numai, chiar și la copți, în Cairo și așa mai departe. Deci sunt Fecioara Maria, deși Fecioara Maria este o persoană foarte importantă, dar nu e persoana de vârf a religiei creștine. Avem Trinitate, avem care la noi apare cu totul altceva. La noi cunosc aproape 10 cazuri în care în toate este moșul cu barba albă. De ce? Și iată, răspunsul nu-l dau eu, îl dau alții. Acel principiu pe care nu-l putem vedea, ca să ni se arate, trece prin acest inconștient colectiv, preia niște, folosesc termeni mari, dar sunt de la Carl Gustav Jung, care a introdus termenul de inconștient colectiv, el vorbea de arhetipuri care există acolo. Și ia înfățișarea acestor arhetipuri și ni se arată sub o formă, sub o altă formă. Dar ni se arată în întregimea lui. Deci, tot acest Jacques Vallée
spunea, zice, este un sistem de control care ne controlează mințile. Și acesta este răspunsul. Că uneori decorporalizarea are ca scop să vadă anumite scene sau anumite lucruri din viitor. Însă nu întotdeauna ăsta este scopul. O să vedem din experiențele lui și citind cartea și poate și vorbind împreună că nu doar acesta este scopul. Părerea mea este că scopul fundamental, cel mai mare dintre toate scopurile experiențelor pe care le are Marius Ghidel, are legătură cu spiritualitatea noastră și cu învățăturile pe care el le aduce, le are acolo în subconștientul lui, pentru că noi cu toții avem niște învățături în subconștient sau o anumită cunoaștere, el o are mai mare decât a noastră și aceste învățături au ca scop să ne ajute să evoluăm din punct de vedere spiritual, să ne reîntoarcem la cunoașterea și la chiar la înțelegerea conștientă a naturii noastre reale, a ființei noastre reale, la cunoașterea de sine, la cine suntem noi. Pentru că noi suntem inconștienți de cine suntem noi, pentru că suntem așa de inconștienți că suntem o ființă spirituală puternică și frumoasă și plină de iubire, care poate să trăiască chiar în această experiență din trup, să trăiască frumusețea vieții și să se bucure de această existență, pentru că cred că ăsta este scopul, să ne bucurăm că suntem, să mă bucur de propria mea existență. De ceea ce am. Spune nu de ceea ce am, de ceea ce sunt. De ceea pentru ce că simt. Ego-ul se bucură de ceea ce are. Ego-ul se bucură dacă are bani, dacă are mașină, dacă are condiții extraordinare. Să ne bucurăm că suntem, așa cum o floare, spune un cercetător al stărilor de conștiință, dr. David Hawkins, pe care îl iubesc eu în mod special, spune că o floare se bucură de propria ei existență. Bucuria propriei existențe este acolo în interiorul nostru. Noi nu putem să înțelegem și să accesăm această bucurie. Această bucurie este și în interiorul nostru, dar din pricina minții noastre, mintea noastră care vede tot timpul, numai că nu am aia, nu fac aia, nu dreg aia nu-mi iese, aia e strâmbă, aia e șuie. Și pentru că avem o negativitate de care suntem cumva învățați, lumea asta cred că se va schimba în mod radical și va evolua în mod fundamental și probabil că asta va fi adevărata revoluție. În lumea noastră, momentul în care vom cunoaște ce este mintea umană, cum să ieșim din această minte și vom cunoaște și vom înțelege ființa umană. Pentru că inventăm mașini, inventăm roboți, inventăm avioane și nave spațiale, dar ceea ce avem să cunoaștem este chiar aici, în interiorul nostru, pentru că noi habar n-avem încă ce este un gând și vedem că un gând, dacă mă gândesc cu frică la ceva, acel gând provoacă, are consecințe în creierul meu, în biochimia corpului meu, în trupul meu și mă afectează pe mine însă acest gând negativ. Eu, revoluția va fi, revoluția lumii și schimbarea ei fundamentale va apărea în momentul în care vom ști cum să ieșim din această minte negativă și cred că Marius Ghidel este, să zicem, unul dintre oamenii care ne arată o cale. El ne spune, în primul rând, ieși din minte. Pentru că răul, suferința ta, negativitatea ta vine tocmai din mintea ta, este o creație a minții tale, nu are realitate în existența divină. Dumnezeu te-a programat să te bucuri că ești. Marius, în călătorile pe care le-ai făcut în viitor, ai văzut ceva important despre omenire, lucruri pe care trebuie să le știm, lucruri care ne previn, lucruri care ne ajută să știm ce avem de făcut în viitor? Nu, decât înainte de a crea Universul, am văzut că va fi un sfârșit, se va retrage, tot Universul în el, probabil în momentul în care omenirea va uita complet de creatorul său și va crea un alt univers cu un alt om și va lua ca bază un sfânt. Adică deci, va fi după chipul și asemănarea acelui sfânt.
Deci va lua un sfânt ca bază, deci un om va porni de la un sfânt. Deci probabil va fi o omenire mult mai... mai bună. Deci, bună, structura mai bună. Informațională, spune Marius Ghidel, că structura informațională pe care Dumnezeu o ia în calcul pentru omul din viitor va fi un om înălțat, un om evoluat. Un om spiritual, am înțeles. Asta ar trebui să facem și noi, pentru că noi, fiecare dintre noi, aducem informație și punem informație prin experiența noastră de viață acestui om evoluat. Eu nu cred că este vorba doar de o ființă, ci cred că este vorba de un tot. Experiența umană ca tot, ca globală, experiența colectivă, probabil că va crea la un moment dat un om mai, o ființă umană mai înaltă și probabil că aceea va oferi structura informațională pentru omul din viitor. Dar sigur că dacă am existat, am fost, suntem și vom fi întotdeauna, vom fi și acolo. Ce ai mai văzut în viitor, Marius? Noi, vreau să spun că până să ajung acolo, noi suntem divinul care credem că nu suntem divin. Suntem divinul. Într-una din experiențe, cred că am avut-o când eram mic, la 2 ani, nu știam să merg, tatăl meu m-a scos afară pentru prima dată și am văzut un bărbat venit din față, s-a oprit în fața mea, a pus mâna la spate și a tras părul și toate hainele de pe el ca o mască și l-a tras jos până la bru și în locul lui a apărut Dumnezeu, care mi-a zâmbit într-o lumină strălucitoare, după care s-a mascat la loc. După aceea a venit o femeie și a aruncat părul în față și la fel și-a dat masca jos și era tot divinul. În partea dreaptă, la bloc, acolo aveam un vișin și vișinul și-a lăsat o cracă în jos și în zona de trunchi a apărut tot divinul și a mai venit și un cățel care s-a ridicat în două lăbuțe și și-a tras și era un Dumnezeu mai mic. Spune-mi, te rog, există viață extraterestră? Da, sigur, sunt în planul paralel. Ființele extraterestre provin tot de pe Pământ, cum am văzut eu, care sunt ființe care au luat o altă direcție, nu tehnologică, cum am luat noi, exterior, ci și-au dezvoltat foarte mult puterile interioare. Care ar fi cel mai mare păcat al omenirii, Marius? Egoismul. Merg spre mai mult. Spre mai mult și lucrul ăsta îi va distruge. Cum ne înălțăm spiritual? Cum devenim mai buni? Cum schimbăm lumea? Prin renunțare, prin acceptare, cedare, predare de sine, lepădare de sine, pentru că atunci te golești. Când te golești, vreau să spun cu asta, în spațiu gol rămas între divinul, care este o materie magică și din ea se construiesc evenimentele de mâine. Deci suntem cel mai interesați să mergem spre puțin, nu spre mult. Dacă spuneai că iadul este o aglomerare de globulețe, cum le-ai spus tu, care stătau înghesuite și îți creează o stare de disconfort, nu mi-ai spus cum arată raiul? Descris așa că să înțeleagă cel mai simplu om. Mai este un iad. Acela este iadul cu cei care nu se mai pot face nimic cu ei. Mai este un iad acesta sub zona de cer, unde sub zona de cer a ajuns. Sub zona de cer. Sub cer, da. Da, deci până la fluviu de cânduri mai este un iad, care este o lume care seamănă cu lumea noastră, numai că e o problemă acolo. Toate condiționările cu care am chinuit noi oamenii și viața, le trăim amplificat, adică vin înapoi peste noi și le suferim. Dă-mi un exemplu concret. Păi, spre exemplu, Ilie Cioară a vrut să vadă unde sunt părinții lui. Tatălui era undeva mai sus, știa de mama lui că era undeva într-o clădire, într-un subsol, dar nu s-a dus la dânsa. Ce s-a întâmplat? Ei erau puțin mai bogați, aveau de toate și au venit comuniștii și le-au luat casa și toate animalele. Și mama lui s-a supărat. În clipa respectivă s-a dus în jos, fără să știe. Deci când a plecat din lumea aceasta, a ajuns într-o zonă, pentru că a purtat în dânsa mereu supărare. A făcut. Iar tatăl lui a zis, bine, iau. Seamănă foarte bine cu povestea din Paterii cu Cărămida. Uh-huh. Doi călugări vreau să se certe, nu se certeasă niciodată. Ce să facă ei? A zis, hai să luăm o cărămidă, o punem între noi și tu zici că e a ta, eu zic că e a mea și ne certăm. Zici și făcut, a pus cărămida între ei și zi tu primul. Bine, cărămida asta este a mea. La care celălalt zice, bine, dacă e a ta, iau-o.
Am înțeles. Și raiul cum arată, Marius? Raiul este zona de sus de tot, de la prag, unde nu există niciun fel de grijă, deci sunt infinite grade de libertate. Asta înseamnă că condiționările noastre, când noi condiționăm în viața de zi cu zi, punem bariere și criticăm, acuzăm, suntem nemulțumiți, reproșăm, ăla sunt iadul. Deci deja ne scădem, nu mai putem să urcăm. Noi ne stabilim, viața și moartea se stabilește de aici. Adică iadul și raiul se stabilește de aici. În clipă de clipă. Viața de aici este pentru dincolo. Noi venim pe pământ pentru lumea de dincolo. Deci noi în mod normal ar trebui să știm după ceea ce simțim, după ceea ce gândim, exact, după ceea ce trăim, exact, dacă noi vom ajunge sau nu, ne într-un dăm, loc noi sau știm altul. Precis. Fiecare știe, adică unde resemnarea asta, sigur că din punct de vedere material, din punct de vedere pământesc, faptul că pierzi toată averea și te trezești în toată pe stradă, îți creează o supărare involuntară. Da, e lucrul cel mai bun posibil. Pentru că exact, scăpăm de greutățile acelea și putem să urcăm mai sus. Și ce faci tu, aia, Marius? Cum trăiești? O să mă întrebe lumea asta, desprins. O să întrebe telespectatorii. Stai desprins. Cu cât ești mai desprins, cu atât nimic nu te poate atinge și ești mai liber. Desprins? Ce înseamnă desprins? Neatașa, adică tu dintr-o dată ești altcineva. Maria, ajută-mă. Nu... Tu dintr-o dată ești altcineva. Asta ai ajuns ajunge... dintr-un om normal, ai ajuns pe stradă, ai ajuns cerșetor, ai ajuns fără bani, ai ajuns să nu-ți poți întreține familia, să nu poți să trăiești în lumea asta reală, așa cum a lăsat-o Dumnezeu pe ea. Da, o asemenea situație se întâmplă ca o consecință a desprinderii și a detașării forțate. Aceasta se numește detașare forțată de ce este material, de ceea ce am iubit sau de ceea ce ne-am dorit sau de ceea ce am avut. Asta se numește desprindere forțată, însă și Marius Ghidel ne spune că noi putem să ne detașăm voit, că noi putem să folosim capacitățile pe care Dumnezeu ni le-a lăsat, adică libera alegere, liberul arbitru, și în loc să fim obligați să renunțăm, adică să pierdem averea, să pierdem nu știu ce lucruri frumoase și prețioase pe care le avem, să pierdem banii, să pierdem oameni dragi și așa mai departe, noi, de exemplu, să postim, să ținem post. Postul înseamnă o detașare voită, o renunțare voluntară la plăcerile mele trupești, la plăcerile mele omenești. Să renunț voluntar atunci când am primit o sumă de bani, o parte din ei, tainic și fără să știe nimeni decât propria mea conștiință, să mă duc să-i dăruiesc unui copil sau unui bătrân sau chiar unui tânăr care nu se poate întreține dintr-un moment sau altul sau care e prea puțin la minte. Da? Să mă duc să fac un bine și să mă desprind de materialul ăsta dacă văd că pun prea mare preț pe ceva, chiar pe o iubire, chiar pe o altă persoană, să încerc să mă gândesc că atunci când eu nu mă dau un pas deoparte și nu ajung să nu mai iubesc lucrul de care mă atașez prea mult, ajung să mă gândesc negativ la el, să-l vreau mai mult sau să vreau și mai mult, și mai mult, apare din eul omenesc o atracție fantastică. Mintea are o capacitate fantastică. Dacă te gândești 2 minute rău sau negativ sau ți-e frică de ceva, acest 2 minute te costă pentru că va atrage în câmpul tău mental alte și alte gânduri, mult mai multe, până când în 5-10 minute te faci praf de frică singur și ești acasă și nu te deranjează nimic. Recunoști o asemenea experiență? Da. Cu toții avem, da, așa ceva, recunosc, și da, cu toții am avut așa ceva. Adică ne facem singuri înăuntru nostru rău. Așadar, să nu ajungem să fim detașați forțat de lucrurile lumii, să învățăm, biserica ne învață și ea foarte bine, să ne detașăm voluntar, să renunțăm voluntar la un bănuț, la plăceri omenești, la plăceri culinare, la plăceri legate de cum ne aranjăm chipurile și corpurile fizice. Până la urmă, Dumnezeu ne-a lăsat o frumusețe și frumusețea noastră reală este în interiorul nostru și de acolo trebuie să strălucească. Există vreo experiență a lui Marius Ghidel care v-a impresionat sau care v-a pus pe gânduri sau care v-a ridicat o serie de altfel de întrebări, domnule profesor, din cele 100 pe care el spune că le-a trăit? Eu în permanență am fost în contact cu Ghidel omul și Ghidel 100 de istorii pe care la mine în
în birou le-am înregistrat înainte ca ele să fie transcrise, așa cum le vedem. Deci eu am fost în permanență în contact cu suma acestor viziuni. Și pe urmă le-am contrapus cu ceea ce cunoșteam într-un cu totul alt context. Contextul OZN, care probabil oamenilor care știu eu, le place de ce spune Ghidel, s-ar putea să nu le placă de OZN-uri. Da. Eu vreau să le spun că să fie foarte atenți, este unul și același lucru. Deci, pe mine ceea ce m-a prins în acest joc a fost exact numărul mare de coincidențe pe care eu le vedeam în cu totul alt context și care sunt menționate, sunt atestate pe alte meridiane pe tot globul, nu numai aici în România. Sigur, moșul cu barbă se transformă în Fecioara Maria în altă parte sau în Vișnu în altă parte, dar ele există peste tot. Deci experiența care va impresiona cel mai tare, domnule profesor, ar fi care din cele trăite de Ghidel? Au fost toate. A fost fenomenul Ghidel. Marius, ce înseamnă păcatul? Păcatul ăsta despre care vorbim noi și în Biblie și despre care vorbim și de care ne ferim să le facem, e contabilizat undeva? Da, sau sigur că tot da. Aici e contabilizat de fapt? Deci ce este ființa divină? Este cea care nu caută niciodată aleseală, dă totul, iartă totul și acceptă totul. Aceasta e ființa divină, deci este iubirea. Deci orice opoziție la... Deci orice acțiune pentru interes propriu mai mic decât ne trebuie, ne opunem ființe divine și am căzut. Care este mecanismul? Noi ne lipim foarte ușor de lucruri și de lume. Da, când ne lipim foarte mult, pornesc automat mecanismele cerului de desprindere, prin necazuri și prin boală. Noi dacă rezistăm și luptăm, atunci ele urcă pe un nivel superior și vine un necaz și mai mare sau o boală și mai cronic, mai dureroasă. Mecanismele astea, boala este un lucru bun, răul care ni se face un lucru bun pentru că ne desprinde. Nu era nevoie de ele. Ambele căi, cea prin ego și cea prin abandon de sine, prin dăruire, sunt corecte. Numai diferența dintre ele este că cea prin egoism este cu durere. Relativ la Ghidel și la ce a văzut el, bănuiala mea, sigur, se poate discuta, el are un acces privilegiat din când în când la acest inconștient colectiv, unde vede lucruri din trecut, unde vede eventual niște previziuni, da, are. Dar încă o dată, alea nu sunt bătute în cuie niciodată, pentru că omul are liber arbitru și poate vedea niște fapte din trecut care sunt înregistrate acolo, dar, atenție, nu faptele adevărate. Ci cele care au fost filtrate, exact ca și în cazul aparițiilor sfinte, prin... Inconștientul colectiv. Inconștientul colectiv și prin arhetipurile culturii noastre. Deci, el este ferm convins, eu nu mă îndoiesc de sinceritatea lui, că el a văzut, nu știu, Big Bang-ul. Da, că a văzut facerea lumii, că a văzut... Da. Apropo, un gând pios pentru Stephen Hawking. Da, care... corect. Dumnezeu să-l odihnească, da. Dar asta nu înseamnă nici măcar că Big Bang-ul a avut loc așa cum s-a spus. Pentru că ceva care este un principiu de începutul lumii, trecând prin filtrele respective, ajunge la noi sub forma Big Bang-ului, sub forma genezei în care Dumnezeu în 7 zile creează lumea. Deci toate acestea există în acel inconștient colectiv, sunt arhetipurile culturii noastre. Dacă v-ați duce, de exemplu, în India,
și ați găsi un ghidel acolo. Ghidelul care, indian, cum ar veni. Exact. El vă va povesti aceleași lucruri cu Vishnu, cu Shiva, cu Brahma și așa mai departe. Deci, sunt alte arhetipuri. Însă noi le avem pe ale noastre și lumea înțelege realitatea prin intermediul arhetipurilor noastre. În cartea aceea de care am pomenit, se numește Enigma Lumilor Paralele, e tot o carte de spiritualitate, am ales un număr de cazuri. Sigur, am ales și pe alea cu OZN-uri, pentru că... Da, e domeniul dumneavoastră. E domeniul meu și eu cred că OZN-urile sunt pe undeva măcar tangente la ceea ce numim spiritualitate. Da, pentru că nu mai avem timp, domnule profesor. Vreau să vă întreb de ce ar trebui să citească oamenii această carte, Sangrila, care a fost lansată joi la Sala Dales, în care sunt toate experiențele lui Marius Ghidel. Ce ar trebui, cu ce ar trebui să rămână oamenii care citesc aceste experiențe din tot ceea ce spune Ghidel? Ne-ar putea transforma această carte? Ne-ar putea, știu eu, schimba mentalitățile, felul nostru de a fi? Fenomenul Ghidel ridică un văl de pe un colț al realității. Ghidel ridică un văl de pe un aspect al realității care unora nu le este familiar. Deci, eu îi îndemn pe oamenii care vor să cunoască ce este realitatea dincolo de ceea ce au învățat la școală, să pună mâna pe această carte, să citească și să se gândească ulterior, să filtreze ceea ce vor citi aici prin mintea lor. Am făcut și eu acest lucru, deci eu am citit aceste povești, le-am filtrat, unele mi-au plăcut mai mult, altele poate nu le-am înțeles suficient, însă acest exercițiu m-a ajutat să fac un pas înainte în înțelegerea lucrurilor. Știi ce se întâmplă? Este foarte greu ca cineva să poată accepta că Ghidel să urcă pe scările rulante de la metrou și în timp ce urcă pe scările rulante simte că se decorporalizează aducându-și aminte, zice el, de un miros, de o discuție, de o frântură, de ceva, și că timp de 15 minute, că înțeleg că mai mult nu se poate, el este decorporalizat în timp ce el merge cu metrou. Adică... Aici am o nuanță și eu. Vă rog. El spune, nu mă refer acum la metrou, mă refer tot la scena cu balconul. Exact, da, da, cam același lucru. Se decorporalizează din băiatul acela, se vede rămas pe balcon și pleacă. În momentul în care se întoarce, el vede lumea înghețată. Deci nimic, oamenii stau, mașinile stau și în clipa când el reintră în corp, toate pornesc. Există o mulțime de astfel de cazuri, iarăși în literatură, îmi pare rău, nu le putem discuta pe toate, că sunt foarte multe aspecte, în care există astfel de ieșiri și reveniri în care brusc, în momentul în care a revenit, totul reînvie. Deci, vorbeam de factorul OZ înainte, însă este și acest factor al manipulării timpului. Se pare că există posibilitatea pentru nu știu cine ne manipulează, cine este la butoane, ca să mă exprim așa, să oprească timpul într-un fel, să te ducă la o plimbare. Noi avem un caz destul de suspect cu o femeie care spune că pe plajă s-a întâlnit cu cineva cu care a plecat într-o lume, a avut un copil după 9 luni și s-a întors pe aceeași plajă, în aceeași noapte. Deci, și a doua zi s-a dus la medic și avea semne de naștere recentă. Deci, există
o manipulare a timpului care iarăși ne scapă. Deasupra noastră sunt niște puteri. Nu ne putem imagina ce soi de miracole pot să producă în jurul nostru. Dar ele există. Există. Mulțumesc foarte mult, domnul profesor Dan Farcaș. Vă promit că o să revedeți la Voi cu Voicu, pentru că dumnealui o să vină la o emisiune în care o să vorbim despre locurile misterioase din România, locurile cu putere energetice, locuri cu apariții misterioase. Rămâneți cu Antena 3. Urmează o ediție specială la ora 21:30 și nu uitați, duminică, să vă uitați la cel de-al 14-lea sezon în premieră cu Carmen Avram. Mulțumesc foarte mult!